Bună ziua, caravanei, nu am făcut destul. Sunt Daniel Neamțu, primarul comunei Brănești și vă mulțumesc în numele cetățenilor comunei pentru inițiativa dumneavoastră care durează de 9 ani de zile. Aici nu e nimic grav, să știți, da? Sunt niște leziuni pe care, niște bubițe pe care le-ați făcut de la expunerea la soare. Vă ustura la pipi. Ieri nu știu ce am avut. Veți apă 2 litri așa pe zi sau nu prea? Bem. Trageți aer în piept și țineți, mamaie. Unii pot fi canceroși, alții nu. Nu stați. Ați făcut vreodată vreun control la sân, doamnă? Da. Și au fost ceva probleme? Nu. Mergeți în pace, că sunteți bine la rinic. Bună dimineața, caravanul nu a făcut destul. Mulțumim că ați venit la Corbeni și de asemenea vă mulțumim că ați făcut mulți oameni fericiți prin ceea ce faceți dumneavoastră. Ce bine că ați venit! Am băut o bere de-aia mică seară și mi-a trecut. Cu bere v-a trecut. Da. Bună ziua, urăm bun venit caravanei Nu am făcut destul, aflată la Valea Doftanei, în județul Prahova. Vă mulțumim și vă mai așteptăm. Deci v-am notat aici că sunteți foarte bine și nu aveți recomandare de control suplimentar, da? Bună ziua, bine ați venit la Oiștiu Bureni. Încercați să nu mai pune și vegeta și sare. Bună dimineața, caravana nu a făcut destul, bine ați venit la hotărâne. N-ați băut suficient apă, tataie, să știți. Nu. N-ați băut suficient. Apă? S-ar putea să fie un cancer de piele, dar nu trebuie să vă îngrijorați. Sperăm că am fost o gazdă bună pentru dumneavoastră și vă așteptăm și altă dată.